Meci mare vinerea aceasta în capitală, Zimbru Chișinău și Șerif Tiraspol luptă pentru un loc în UEFA Youth League. Derbiul Under 19 se va desfășura pe arena Academiei Zimbru, iar antrenamentele galben-verzilor sunt în toi. Este unica șansă galben-verzilor de a se apropia de Tiraspoleni și de a lupta pentru a câștiga campionatul. La moment, Zimbru se află pe locul 2 la 5 puncte de Șerif. Antrenorul chișinăuienilor, Vladimir Aga, consideră că echipa noastră are șanse bune de câștig. Este un meci foarte important pentru echipa Zimbru. În primul rând, au rămas ultimele două etape pentru noi în campionat. Ar fi foarte bine să încheiem returul cu o victorie contra Șeriful, ceea ce ne aduce la un moral mai pozitiv. Sperăm, da, și suntem concentrați să luăm toate cele 3 puncte și sper să terminăm cu pozitiv ceea ce ne plănuim. În tur, tinerii din Chișinău au pierdut la limită cu 1-0, iar acum promit să-și ia revanșa. Noi trebuie să câștigăm acest meci ca să fim în primul loc, ca să terminăm campionatul, să ajungem în Youth League. Pentru că noi este o performanță să ajungem în Youth League și echipa se atârnă serios față de antrenamente și eu cred că vom câștiga. Eu cred că suntem destul de pregătiți pentru a face față echipei Șerif. Noi ne-am pregătit destul de bine de la începutul acestui sezon și cred că suntem în stare să-i batem. Meciul se va disputa vineri pe terenul artificial al Academiei Zimbru și va începe la ora 15:30.